Mira este acum aici împreună cu iubitul ei, Andrei, pentru prima oară într-un platou de televiziune în calitate de cuplu, căci în calitate de colegi au mai fost. Dar între timp s-a legat și s-a aprins scânteia. Mira și Andrei vorbesc despre dragoste și sunt gata să dea și testul cuplului imediat. Să-i poftim! Salut, Andrei! Ce faci, Andrei? Ia că ți l-am adus! Ia, haide, luați un loc aici, oameni buni! În aplauzele publicului avem un cuplu nou în showbizul românesc, Mira și Andrei. De cât timp împreună? Un an și 3-4 luni. Un an și 3-4 luni. V-ați cunoscut în trupă, nu? Da. Adică mergeați la concerte, în aceeași mașină? Da, cam așa. Cine a făcut primul pas? Zi, Andrei, tot. Da, nu e așa. Pur și simplu. Sincer, da, nici noi nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat. Mai ales că s-a întâmplat după ce ne-am cunoscut, adică au trecut ceva luni. Da. Erați, cântați în trupă, adică împreună de ceva timp. Da. Și nu a fost din prima, ușor, ușor. Ați mai rămas mai mult la repetiții. Uite, Mira, ce zici de toba asta, pam, 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 pam. Nu, dar chiar n-a fost așa. Mai întâi am fost prieteni foarte buni și după care, știi cum e, când cei mai buni prieteni își dau seama că se iubesc. Da. Și... Dar tu n-aveai iubită, Andrei? Păi, eu știu mai multe, adică aveai? Am avut, m-am despărțit. Dar tu aveai iubită când ai în trupa Mirei? Da. Și el, și eu. Dar eu îl întreb pe el, ce te repede tu, Oltean, care repede să zic că... Păi, dar să nu pară că am făcut eu vreo prostie sau... Nu, mă, Doamne ferește, ce prostie? Practic, ce, dragoste, e o prostie? Nu e o prostie. Nu, dar... Deci, Andrei, tu aveai iubită, ca să lămurim, da? Da. Erați împreună de cât timp? Stai că bagă râcă, așa. Da. Sunt curios de unde ai tu atâtea informații, sunt foarte curios. Unde crezi că lucrăm? Ia zi. Lucrează la la serviciu secret. De mulți ani. Erați de mulți ani de împreună. De mai mulți ani, da. Și n-a mai funcționat. Da. Și bine, amândoi treceam în perioada aia printr-un moment așa dificil fiecare. Și practic vă consolați unul altuia. Adică nici eu, tu ce probleme ai, el ce probleme nu, mai... Nu, dar chiar nu am vorbit niciodată, nici eu, nu am vorbit despre fostele relații. E normal, și s-au terminat relațiile respective firesc și apoi v-ați dat seama că voi vă potriviți. N-a fost nicio... Dar fii sincer, după ce s-a aflat că ești cu Mira, fosta prietenă, ți-a mai dat mesaje? Nu, i-a mai dat, că eu știu sigur. Glumesc! Adică telefonul nu e și al meu! Poate mi-a mai dat, dar s-a rezolvat. Nu, e adevărat, nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Nu, chiar nu păi e nu ți-a dat ție mesaj la un moment dat? Nu! La începutul relației? Nu, Doamne ferește! Nu, Doamne, eu nu. Cred că e pe telefoanele noastre. Că părinte e ceva rău. Nu, nu e adevărat, da, nu, chiar nu e. Da. Nu. Important e că sunteți împreună și că aveți un an și ceva de când sunteți... A venit, deci fii atent, a venit. Băi, ești maker tu, ești foarte maker. Da, olă, vârfoi bătrân. Iată-i, oameni buni, iată-i... Ia da, zi ciucă, spune nu, tu. Nu, avem o glumă internă în regia de emisie. Colegul Radu Pruteanu a spus că vulpoiul aici, vulpița e în altă parte. Da, corect. Bun, haideți să nu mai lungim. Avem un test al prieteniei. Dacă nu-l treceți, trebuie să vă despărțiți. Nu mai are rost să continuați relația. E clar. Da, cum e? E am clar. 10 întrebări, nu? Nu, sunt 20 de întrebări, Andrei. 20? Da, 20. Mamă. Ideea e că trebuie să răspundem repede, o să țineți ochii închiși și ca pe TikTok. Și avem voie să ne uităm după aia? După aceea, dacă nu se potrivește. Dacă se potrivește, zic corect și mergem la următoarea întrebare. Păi de unde știu eu că se potrivește? Păi zic eu corect. Înseamnă că ați arătat amândoi la fel. Am înțeles, bine. Mergi pe mâna mea, Mira. Mi-e frică. Închideți ochii și haideți să vedem. Mi-e frică. Ia fii atent aici, începe tare. Dar repede arătați, nu stați vă gândiți o jumătate de oră. Andrei, închide ochii, prima întrebare. Iată. Cine a făcut primul pas? Tocmai ce am răspuns era... Cine? Cine Andrei? Arată și tu, Andrei, eu, hai. Eu sper că arată cum trebuie, că... Zi, Andrei, hai, Andrei! Haide! Ia uitați-vă unul altul. Da. Cine? El a arătat către tine. Da. Ai arătat către mine și eu către tine. Da, păi fix așa a fost, de fapt. E corect, răspuns unul corect. Unul a făcut o jumătate de pas, altul o jumătate exact, de pas. Exact, și am întâlnit la jumătatea drumului. Perfect. Iartă. Exact, haide, repede închideți ochii și fii atentă. Cine a spus primul te iubesc? Mamă, cine a spus? Eu? Nu înțeleg acum. Nu știu. Păi ia uite-te. Tu l-ai zis? Eu nu mă știu. În brațe. A, da, eu ți-am zis. Deci cum a fost, Andrei? Te-a stăs în brațe și... Își ținea pisicul pe Pablo, care sărac a murit. Dumnezeu să-l ieși. Și a zis, nu știu, a zis că îl iubește pe pisic foarte mult și după aia se uita la mine și a zis că și pe tine te iubesc. Și pe mine m-a luat prin surprindere că era destul de rapidă. Da. Trecerea de la primul pas la... Nu vreau să intru în detalii, dacă n-a murit Pablo, poate a murit de gelozie.
Deci acum posibil. Să zicem, să facem haz de necaz cum e, că nu trebuie să plângem, că e mai bine așa. Că s-a plâns destul. Da, s-a plâns destul. Ideea e că noi am luat un pisic și e posibil ca el să săracul de gelozie. A, pentru că voi în dream ce Pablo trăia, am mai luat unul, da. Și acum aveți un pisic amândoi? Da, da. Da. Pe bravo. Care ne certăm acum, ce crezi? Rău. Care... Deci tu ai spus prima dată, te iubesc, să nu uiți. Da, eu am spus. Da, închideți ochii, repede. Bine. Cine cedează primul după o ceartă, că într-un an jumate presupun că ați avut ceartă. Asta știu. Băi, corect, corect. Băiat mișto ai, bravo. Închideți ochii și mergem mai departe. Cine cheltuiește mai mulți bani pe haine? Oh, eu zic că tu. Ia, ia. Eu? Eu. Păi nu, stai. Stai. Ea le primește pe toate gratis. Și eu îmi cumpăr două tricouri pe care trebuie să le plătesc. Știi? Deci, bravo, place de eu. Deci tu, da, exact. Hai să mergem mai departe. Ia să vedem. Cine se plânge? Închide ochii, Mira. Cine se plânge mai mult? Oh. Corect. Care dintre voi e mai supărăcios? Corect. Cine e mai haios? Amândoi. Da. Amândoi. Dar nu trebuie să vorbiți, trebuie doar să arătați. Bine, da, bine, okay. Gata. Nu mai zic nimic. El arăta mai mult că el e mai haios. Bine, fie. Eu arătam către oameni. Închideți ochii. Cine cheltuiește mai mulți bani în general? Hai de mine. Și eu aș cheltui, dar n-am, știi. Aș vrea să cheltuiesc eu mult tare. Bravo, Andrei, îmi place de tine mult, serios. Cine e mai gelos? Corect. Mamă, Mira geloasa. Cine cedează primul după o ceartă? Păi n-a mai fost asta? Nu, a fost ceva asemănător. Ba da, mai fost. Iertați-mă. Deci fix așa a fost. Da, fix așa, am vrut să mai testez o dată. Închideți ochii. Care e mai leneș dintre voi doi? Ai mă, nu hai, mă, știu. Să spunem pe față exact lucrurile. Dintre noi doi? Da. Depinde de ce punct de vedere. Cine? Zi, Andrei, și tu repede. Da, a ieșit corect, să știi. Da, a ieșit sondajul 100%. Bravo, bravo. Bravo. Închideți ochii. Cine petrece mai mult timp în oglindă? Nu-l petrec deloc. Acum, în schimb, mi-am schimbat tricoul, m-am uitat un pic să văd dacă stă bine. Da, da. Următoarea, cine doarme mai mult? Ai. Corect. Cine gătește mai bine? Ai. Corect. Cine bârfește mai mult? Corect. Corect. Dar comparativ cu mine. Lasă că ne mai întâlnim noi singuri aici. Așa sunt femeile. Da, așa sunt femeile. Închide ochii. Închideți ochii. Care e mai talentat dintre voi doi? Ai, mă. Frumos. Eu pasez ei. Frumos. Și a zis către tine, da. Repede, închideți ochii. Ia. Cine verifică telefonul celuilalt? Nimeni. Nu trebuie să vorbești. Păi și cum fac? Ce fac? Arăt la mine. Păi tocmai îți spunea că prietena, fosta lui prietenă când i-a dat mesaj. Dar nu a făcut asta niciodată. Mm-hmm. Cine alege mereu filmele? Corect! Care se uită mai des, mă, la emisiunea la Măruță? Hai să râzi, amândoi ne uităm. Da, bine! Jur! Ne uităm serios! În principiu, eu nu stau pe telefon, eu nu mă uit. Exact, și o aud pe ea, nu știi, și este singurul moment în care mă uit. Da, ia de play. Perfect, bravo, Andrei. Singurul moment. Și mai mișto toboșar pe care l-am cunoscut aici la emisiune. Și foarte talentat. Ați trecut testul. Deci, gata, vă potrivit. Eu zic să vă dea Dumnezeu casă de piatră, să fiți fericiți. Dar vrei să spun ceva? E foarte mișto băiat. Păi și ce am făcut? Că doar nu vreau să spun, că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, ai deci un băiat liniștit, cu minte. Da, păi știu. Să ai grijă de el. Și el de mine. Și să nu plângi toată ziua și să nu mai fii bârfitoare și să nu-l superi. Nu, e reciprocă treaba asta. Stați împreună, v-ați mutat împreună? Da. De mult. Da, de mult chiar. Vreau când se întâmplă momentul... Mai durează. N-ai de unde să știi, Mira. Păi cine știe? Ai 25 de ani când se întâmplă un moment frumos în viața voastră, să veniți să ne anunțați. Hai să ne și cânți. Ai venit cu trupa să ne cânți live. Da. Salut, băieți! Știți că el primește mai mulți bani de la cântări decât voi. Ați auzit, nu? Și apare și în videoclip el. Și ei, în videoclipurile în care apar eu mai puțin, dar el, da. Acum să știi că nu e cu diferențe. Toată lumea, când apare unul, trebuie să apară toți. Exact, da. E regulă. Cântăm live, zi-mi ce piesă. Cineva. Am făcut piesa asta fix înainte cu 3-4 luni, înainte să-l cunosc pe Andrei. Da. Și chiar mă dusesem la studio la Florian și i-am zis, băi, mă simt super singură și am un moment de singurătate în care îmi doresc să am pe cineva. Și am scris piesa asta și ulterior, și astrele au lucrat și au iată lucrat, Andrei a apărut în viața ta. Da, și cam o scoate așa acum, după un an jumate. Scoate după un an jumate, da, dar bine, trebuia să scot cum ar trebui să scot. Frumos.
Să știți că vă potriviți și sunteți foarte faini împreună. Mulțumim. Hai să cântăm live cu Mira și cu Andrei la tobe. Salut, băieți. Na, asta e. Sper să fie bine în trupă. Doamne ajută. Perfect. El e șeful acum? Nu ce mai știm exact. Mira cântă live, să știi că eu am umblat la microfon. Da, asta vreau să zic, e exact. Mira, căutați-o pe YouTube, căutați-o pe Instagram, pe Facebook. Acolo n-o să vă răspundă Mira, o să vă răspundă Moșoiu, cel care este managerul Mirei. Și să intre să caute piesa. Să caute piesa, dar eu ziceam-o, pentru evenimente, concerte. Băiatul ăla e foarte, foarte bun manager. Da, corect? Așa corect, foarte frumos. Cântăm live cu Mira, oameni buni, piesă nouă, ascultați-o și să știți că mă bucur mult de tot că v-am cunoscut. Andrei, serios, e super băiat și să fiți fericiți împreună. Îți mulțumesc. Cântăm live, 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 ia uzi.